cea de-a șasea noapte a războiului ruso-ucrainean, alarmele antiaeriene au răsunat și în Kiev și în Odessa și în Harkov. Armata rusă a tras din artilerie grea. Pe internet apar imagini cu clădirea Consiliului Local Harkov distrusă de o rachetă. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că, deși au început negocieri directe între Moscova și Kiev, nu există încă planuri pentru negocieri între președinții celor două țări, Vladimir Putin și Vladimir Zelensky. Pe imaginele surprinse în Piața Libertății din Harkov se vede cum o rachetă lovește clădirea la ora 8:01 marți dimineață. Rușii au aruncat în aer substanția, a declarat primarul orașului Harkov, Igor Terehov, citat de Ukrinform. Se pare că aceste atacuri au cauzat probleme în alimentarea cu energie electrică și apă. Много раненых. Без сотых пока не видно. Люди есть! Есть! Приезжай! Atacul cu rachete a continuat și în capitala Kiev. 16-17. Rachetele trase de ruși au lovit clădiri rezidențiale în orașul Kherson. Civilii încearcă să ajute cum pot armata ucraineană pentru a opri invazia Rusiei. În orașul Kupiansk, din regiunea Harkov, localnicii au sărit în fața unui vehicul rusesc. În regiunea Cernigov, localnicii au ieșit să oprească o coloană militară a Rusiei. Cântând imnul Ucrainei, oamenii le-au cerut soldaților ruși să oprească.